Bună, sunt Florin Dogaru și o să continuăm seria de exerciții pentru umăr. Și pentru astăzi am ales două exerciții pentru partea din spate a umărului. Această parte este mai slab dezvoltată și este mult mai greu de format decât celelalte două. De exemplu, partea din față care este foarte folosită la aproape toate exercițiile. Și o să vă arăt două exerciții pentru partea din spate a umărului. Și tot așa o să începem cu execuția corectă, după care o să vă spun serii, repetări și sistemul. Trebuie să stați undeva în fund pe o bancă. Acest exercițiu este cu gantere și, după cum am spus, trebuie să stați în fund, vă lăsați cu corpul jos, ganterile să fie față în față, așa, nu așa, mult mai bine față în față, așa, pe sub picioare, brațele contează foarte mult, să fie întinse tot timpul. Și foarte multă lume greșește pentru că le duce foarte mult în spate. O să vă arăt execuția corectă. Cum ați văzut, tot timpul am ținut cât de cât brațele întinse și nu am dat în spate, astfel încât să lucre partea din spate a umărului. Cum v-am spus, și acest exercițiu puteți să-l faceți în același sistem ca și celelalte pe care vi le-am arătat zilele trecute. Eu am executat 12 repetări la a doua serie. Puteți să urcați un pic greutatea, să faceți 10 repetări. La a treia serie, iarăși urcați greutatea, faceți 8 repetări. Iar la ultima serie, cea de-a patra, cu o greutate mai mare, undeva la 6 repetări. Dar atenție, așa să luați greutatea, astfel încât să controlați mișcarea, pentru că este foarte sensibil umărul. După cum am spus, să continuăm cu alt exercițiu, tot așa pentru partea din spate, dar de această dată de izolare. Acest exercițiu se face la cabluri. După cum v-am spus, este un exercițiu de izolare și țin să vă arăt în primul rând execuția corectă, pentru că și la acesta se greșește foarte mult și este riscul de accidentări. Se prind cablurile. Aici, să vă uitați tot timpul să fiți la mijlocul aparatului. Tot așa, brațele întinse, sus în față, jos. Acest exercițiu este un foarte bun exercițiu de izolare pentru partea din spate, dar să fiți atenți să nu folosiți greutăți foarte mari. Puteți să faceți undeva la 3 serii și la acest exercițiu să faceți cel puțin 12 repetări pe serie. Nu uitați să ne urmăriți și mâine, când o să vă prezint un alt exercițiu pentru umăr. Doamnelor și domnilor, jurnalul de sport se încheie aici. Sunt Ariana Simon, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!